tare, prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi o să facem faimoasă tartă tatan pe care toți mi-o cereți. Mereu am întrebări. Tartă tatan, tartă tatan, tartă tatan, hai de rețeta! Uite că a venit și rețeta, iar de data aceasta o să gătim rețeta pe care o găsiți în cartea mea. În cartea mea de bucate, cu pas în bucătărie, tehnici, secrete și rețete. Deci dacă o să mergem împreună la pagina numărul 125, aici aveți rețeta pas cu pas cum puteți să o faceți, dar astăzi o să o facem împreună, așa că prima etapă, cea mai importantă, este să facem aluatul. Aluatul este un aluat sablé, deci pentru aceasta avem nevoie de 200 de grame de făină, 100 grame de zahăr pudră, 80 de grame de unt și un ou. Este foarte important să cântăriți fiecare ingredient, pentru că asta este și secretul succesului unei rețete. Iar acum, împreună, o să vedeți cum facem noi tarta. Deci, cântărim bine făina, după care adăugăm zahărul pudră, 100 de grame, iar apoi adăugăm untul, cubulețe. Untul trebuie să fie la temperatura camerei, este foarte important. Vedeți, el este chiar foarte, foarte moale, deci asta este consistența de care avem nevoie de unt. Pentru a obține, de ce este nevoie de untul la temperatura camerei? Din simplu motiv, pentru a obține un sablaj, așa se numește această tehnică, o să vedeți, amestecăm untul cu făina și cu zahărul până o să obținem o consistență precum nisipul, da? Este tehnica sablaj, asta înseamnă sable, de la cuvântul sablă, adică nisip. Încercați să faceți sablajul acesta cu mâinile, pentru că este foarte important să simțiți fiecare bucățică de unt. Însă dacă doriți, puteți să o faceți și la robotul de bucătărie. Să-mi fac un pic loc pe masă, pentru că eu o să lucrez aluatul pe masă. După care adăugăm un ou, încorporăm totul. Ce-mi place mie la aluatul acesta e că nu avem nevoie deloc de apă. Deci doar unt, făină și ou. Deci vă dați seama ce poate să fie mai bun decât ou, făină și unt. Nu adăugați nici de cum făină în plus, nu adăugați apă, nu adăugați niciun ingredient în plus. Este doar necesar să-l punem pe planul de lucru. Iar cu mâinile o să încorporăm foarte bine totul. Așa. Voilà. Punem la rece timp de cel puțin 30 de minute. Pentru tarta tatan este foarte important să alegem merele de calitate bună și merele care sunt rezistente la căldură și la procesul de coacere. Eu vă recomand Pink Lady, sunt cele mai bune pentru tarta tatan. Sunt aceste mere roșii. Dacă nu găsiți, încercați cu Golden. Goldenurile tot se țin foarte bine la temperatura, dar merele perfecte sunt Pink Lady. Încercați să faceți un efort și să le găsiți. Nu uitați să dați like la acest video și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Iar dacă vă place rețeta și vreți să o faceți acasă, nu uitați să partajați și mie o poză cu ea. Ne găsiți și pe Instagram și pe Facebook. Să curățăm merele și o să le tăiem în patru. Încercați atunci când cumpărați merele să fie de dimensiuni egale oarecum, pentru că să avem tarta perfectă. Dar păstrați și aceste micuțe extremități, este nevoie întotdeauna să umplem cât mai bine tarta. Iar pentru caramelul nostru avem nevoie de 300 de grame de zahăr. Îl punem pe foc și lăsăm să se topească, după care adăugăm un pic de unt și adăugăm și merele peste și punem la cuptor pentru 20 de minute. Așteptăm zahărul să se caramelizeze, iar eu am nevoie de 125 de grame de unt. Acesta este caramelul de care avem nevoie. Nu trebuie să lăsați foarte mult pe foc, pentru că riscați să-l ardeți foarte rapid și își schimbă gustul. Va deveni foarte, foarte amar. Eu îl dau de pe foc. După care adaug untul.
untul să fie foarte rece ca să se facă șocul termic. Topim bine, 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 bine untul, după care vom adăuga merele. Așezăm merele frumos. Punem în felul următor și punem la cuptor pentru 20 de minute. Au mai rămas 5 minute și merele noastre sunt gata. O să lucrăm un pic aluatul, după care o să adăugăm aluatul peste mere, iar apoi o să mai punem la cuptor pentru încă 20 de minute. O să farinăm un pic planul de lucru, însă nu foarte, foarte mult. După cum v-am spus, mereu avem tendința să mai adăugăm un pic de făină, însă nu trebuie. O să apăs foarte tare. Trebuie să lucrați aluatul exact atunci când el este foarte tare, pentru că altfel, fiind un aluat doar din unt și făină, o să vedeți la un moment dat devine foarte lipicios. După care, cu ajutorul unei farfurii, o să decupez o foaie rotundă, astfel încât să acoper merele. Haideți să scoatem merele din cuptor și să facem și să trecem la următoarea etapă. Ia uitați-vă ce mere caramelizate avem aici. O să acoperim totul cu acest aluat și încercați așa cu mâinile să aduceți merele într-o formă foarte rotundă. Păsați un pic, îndrăzniți, eventual dacă sunt așa. Să folosesc această spatulă pentru a avea forma perfectă de tartă tatar. Și punem la cuptor pentru încă 20 de minute. Prieteni, tarta noastră este gata. Și acum e momentul decisiv și cel mai important. Deci trebuie să o scoatem, să o întoarcem exact acum, când este foarte, foarte fierbinte, pentru că dacă lăsați un pic mai mult, caramela se va întări și nu, o să fie foarte greu după aceea să o întoarceți. Alegem o farfurie mult mai mare decât tava în care ați fiert. Punem farfuria așa și cu ajutorul unui șervete și cu o mișcare rapidă trebuie să întoarcem tarta. Ap. Iar acum ia uitați-vă tarta mea de mere. Iar pentru a încorona această tartă, eu astăzi am cumpărat niște înghețată de vanilie și o să mâncăm împreună, o să vedeți căldura tartei și cu înghețata aceea rece. Este desertul ideal pentru vară. Haideți să și degustăm, pentru că de asta gătim, să degustăm după aceea și să ne regalăm cu preparatele. Ia uitați-vă ce frumoasă e! Wow, 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 wow. Aici am înghețata de vanilie. Voilà. Ia acum poftă mare! Chiar vă rog să faceți această rețetă acasă. Să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru alte rețete foarte gurmande.